Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au creat multe probleme gorjenilor, mulți dintre ei ajungând la medicii de familie sau chiar la spital pentru a-și trata răcelile. Cei mai afectați sunt copiii. Virozele deja au început ca și număr să crească pentru că micuții deja au mers în colectivități și avem părinți care nu înțeleg să țină copiii acasă atunci când sunt bolnavi. Noi am recomandat mereu tuturor părinților, cadrelor didactice, să nu primească în colectivități copiii care sunt bolnavi. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică spun că schimbările bruște de temperatură par a fi cauza principală a îmbolnăvirilor de sezon. În plus, odată cu începerea școlii, tot mai mulți copii cu probleme respiratorii au ajuns la medic. Noi momentan le monitorizăm toate aceste boli infecțioase și în momentul în care apar probleme, bineînțeles că se implică colegii mei și merg în colectivitățile respective. Noi ce putem spune? Le recomandăm tuturor să se adreseze medicului specialist atunci când apar probleme sau primele semne de boală și bineînțeles celor care încă nu și-au vaccinat copiii să meargă la medicul de familie pentru a se vaccina. Pentru a nu ajunge în astfel de situații, medicii recomandă părinților atenție maximă la expunerea copiilor în colectivitate, dar și la hrana pe care le-o asigură.